Salut, eu sunt Eddie și bine v-am găsit la un nou vlog. Știți că în vlogul trecut v-am spus că voi încerca să fac și vloguri pe teme mai serioase, așa că asta vom face astăzi, pentru că vom vorbi despre Elrond. Ce este Elrond? O criptomonedă românească făcută de o trupă de IT-ști din Sibiu. Ce este o criptomonedă? O monedă virtuală, digitală, pe care o cumperi cu bani reali. Un exemplu, să zic că eu am 1000 de lei, dar 10 milioane în bani vechi și vreau să mă duc cu banii ăștia să-i schimb în euro. Și cât vine? Undeva pe la 200 de euro aproximativ, depinde cât este fluxul euro în momentul respectiv. Același lucru este și cu criptomonedele, doar că acestea cresc și scad foarte, foarte rapid. Există posibilitatea, dacă o criptomonedă în momentul de față este 30.000 de euro, mâine să fie 1.000 de euro sau invers. Este o probabilitate destul de mică, sincer, dar e posibil. Și nu îi primești în mână, nu îi primești fizic, îi primești într-un wallet. Ce e un wallet? Un portofel virtual, însă vom vorbi puțin mai târziu despre chestia asta. Cea mai scumpă și populară criptomonedă în momentul de față este Bitcoin, care, când filmez eu, valorează 32.407 dolari. Însă noi nu vom vorbi despre Bitcoin. Noi vom vorbi despre Elrond. Bun, asta a fost o introducere în lumea asta criptomonedelor, să zic așa, pentru a înțelege mai bine ce o să vă zic eu mai departe despre Elrond, care, la fel, în momentul în care filmez eu, valorează 37,21 de dolari. Și probabil te întreb, bă, dar de ce mi-aș cumpăra eu un Elrond ăla? Adică de ce stau eu din banii mei ca să-mi cumpăr un dăl acolo care îl țin într-un calculator, nici măcar nu l-am în mână? Păi, un motiv ar fi, chiar dacă nu e atât de important, am zis totul să-l spun, este că dacă îți cumperi ceva și plătești în orice criptomonedă, nu neapărat în Elrond, taxele sunt mult, mult mai mici decât orice plată care are legătură cu banca. Un alt motiv și principalul este că s-ar presupune, conform site-urilor de predicții, că acest Elrond ar ajunge într-un an să valoreze între 2.000 și 3.000 de dolari. Bine, unele site-uri spun că ar valora 5.000 de dolari, însă mi se pare puțin cam exagerat, sincer să fiu. În momentul de față nu poți să-ți vinzi Elrondurile, poți doar să le cumperi, pentru că nu au încă un shop. Bine, nu ai avea de ce să le vinzi, pentru că le vinde cu aceiași bani pe care i-ai cumpărat. Dar vor crea un shop numit Maya la începutul lunii februarie. Apropo, o să vă las un site în descriere unde puteți vedea cât valorează toate criptomonedele de pe piață în timp real, inclusiv Elrondul. Bun, suficientă teorie, vom trece la practică. Vă voi arăta cum să vă creați un wallet, cum să cumpărați Elronduri cu ajutorul acelui wallet și v-aș fi arătat și cum se vând, dar din păcate până la începutul lunii februarie nu este posibil. Bun, vă voi arăta cum să vă faceți, cum să vă creați un wallet în care vă vor fi depozitate Elrondurile. Adică, practic, dacă voi cumpărați niște Elrond, 2, 3, 5, 10, vă vor fi depozitate în acel wallet. Pentru că, cum am spus, nu le primești fizic, nu le primești în mână. De asemenea, prin acel wallet poți să și cumperi Elronduri. Bun, hai să trecem la fapte, pentru că dacă nu ați înțeles ceva, veți înțelege pe parcurs. Ei bine, dacă scriem Elrond pe Google, vom vedea aici un link cu Elrond Wallet, dăm pe el, dăm pe Create Wallet pentru că vrem să ne creăm un portofel virtual, bifăm aici condițiile, dăm Continue, iar acum vă va apărea o serie de cuvinte. Eu o să le blurez pentru orice eventualitate, chiar dacă nu o să folosesc wallet-ul ăsta, îl fac doar pentru probă, totuși o să-l blurez, dar nu asta este important. Avem 24 de cuvinte. La fiecare persoană, cuvintele astea sunt complet random, adică sunt diferite, nu există la două persoane să fie aceleași cuvinte în aceleași ordine. Așa că trebuie să luați frumos o foaie și să scrieți toate cuvintele care vă apar aici, exact în ordinea în care vă apar. 1 și scrieți cuvântul, 2 scrieți cuvântul, așa până la 24 și puneți foaia aia undeva bine, pentru că pe acest site nu există recover password, adică dacă ți-ai uitat parola, nu o să poți să o mai recuperezi din motive de securitate, pentru că sunt bani în site-ul ăsta, bani investiți reali, iar dacă cineva îți va sparge, îți vei pierde banii, de aceea și ei au sisteme de securitate mai bune decât, nu știu, aplicațiile astea de zi cu zi, cum ar fi Facebook, YouTube și așa mai departe. Bun. După ce a scris cuvintele astea pe o foaie, bine, sau puteți să le faceți o poză, însă poza o pierdeți mai repede, mai bine le scrieți pe foaie și puneți undeva bine foaia aia, confirmați că ați citit
cuvintele, că le-a scris tot ce trebuie. Și eu tocmai ce le-am făcut o poză, bine, pentru că nu folosesc Toilet-ul ăsta, că dacă l-aș folosi, le-a scrie pe o foaie pentru că este mult, mult mai sigur. Dăm creierii Toilet, iar acum ei ne pun să scriem anumite cuvinte din fraza noastră. Uite, pe mine mă pune să scriu al 11-lea cuvânt, al 12-lea și al 8-lea. Voi poate să vă pună să scrieți orice al cuvânt. Așa că hai să-l scriem. Stai să văd care e la mine al 11-lea cuvânt. Asta nu o să mai blurez pentru că chiar nu are rost, oricum eu nu folosesc Toilet-ul ăsta. Property este al 11-lea cuvânt la mine. Al 12-lea este door. Opa. Da, am greșit. 12-lea este door. Iar al 8-lea este rul. Bun, îi dăm continue. Iar acum trebuie să vă alegeți o parolă cât mai sigură. Trebuie să folosiți o literă mare, o cifră și un simbol și de asemenea trebuie să aibă cel puțin 9 caractere. Scrie și mai jos. Hai. O confirmați, mai scrieți încă o dată, o scriu și eu imediat. Perfect. Dăm enter și acum ne-a creat un wallet. Vedeți că mi s-a descărcat aici ceva jos. Ei bine, chestia asta se numește keystore. Ce face chestia asta? Dacă noi dăm access wallet, nouă ne va cere să introducem acest keystore în această secțiune. Așa că dăm select file și selectăm key-ul. Key-ul puneți-l undeva bine în calculator să nu-l pierdeți. Eu l-am la Downloads, însă nu este un loc foarte bun de salvat așa ceva. V-am spus, wallet-ul ăsta îl fac doar pentru voi, ca să vă arăt cum se face, nu-l fac pentru mine. Bun, am băgat key-ul, dăm access wallet. Și ne-a creat portofelul virtual. Deci ăsta este portofelul virtual. Dacă vom cumpăra Elrond-uri, ne va apărea aici frumos. Uite câți agility avem și câți bani investiți. Vedem că momentan valorează $49. Oricum variază foarte des prețul, adică azi e $49 și peste o oră poate să fie 51 sau 47, înțelegeți voi. Dacă ne ducem aici în stânga, vedem că avem un buton de buy în care putem să cumpărăm Elrond-uri. V-am spus că putem să cumpărăm Elrond-uri direct din portofelul nostru. Putem să cumpărăm și de pe alte site-uri, însă este cel mai ușor așa. Dăm buy și este și foarte, foarte sigur. Scrieți aici suma pe care vreți să o investiți, bineînțeles dacă vreți, nu știu, eu o să zic $50. Simplu exemplu. Și de $50 vedem că ne luăm 1,14 GLD din ăștia. Apropo, un lucru foarte, foarte important, am uitat să-l menționez. Investiți doar banii pe care vi permiteți să-i pierdeți. Da, pentru că chiar dacă predicțiile spun că această criptomonedă va crește foarte, foarte mult și va exploda, niciodată nu se știe ce va fi. Bun, noi vrem să investim $50. Apropo, vedeți că avem aici și butonul de sell care scrie coming soon. V-am spus, shop-ul se va lansa la începutul lunii februarie, pe 1 februarie mai exact. Dacă dăm repede aici, băgăm un tab și scriem Maya, cum se numește shop-ul, vom vedea un timer care semnifică cât mai e până la lansare. Vedeți că mai sunt 4 zile, 16 ore și 23 de minute. Dacă nu mă credeți pe mine pe cuvânt, vedeți că am aici dovada. Bun, revenim la treburile noastre. Momentan trebuie să zicem că vrem să cumpărăm, da? Îi dăm proceed, băgăm o adresă de e-mail. Eu am deja băgat o adresă, puteți să băgați orice adresă de e-mail vreți voi. Iar acum ne pune să ne alegem modul de plată, putem să plătim prin Revolut, putem să facem transfer bancar, adică să mă duc eu frumos la bancă și să pun bani într-un cont, sau prin card, care este foarte, foarte ușor. Prin card și prin Revolut vă recomand, pentru că prin bancă o să vă ia cam o zi, două, până când o să se realizeze transferul și până o să vă intre Elrond-urile în wallet. În portofelul virtual. Bun, să zicem că eu vreau să plătesc cu debit card. Aici vă băgați toate datele, atât despre voi cât și despre card. După ce băgați toate chestiile astea, o să vi se deschidă un tab în care vă cere o poză cu voi și o poză cu un act de identitate, buletin, permis de conducere sau pașaport. Iar după care veți primi un mail
de verificare, care de asemenea o să vă și confirme plata. Și dacă dați un refresh o să vă vedeți elrondurile în cont. Cam asta am avut să vă arăt. Dacă v-am ajutat și dacă v-am convins să investiți bani în această criptomonedă, vă mai spun încă o dată, investiți doar banii pe care vi permite să pierdeți, pentru că niciodată nu se știe ce întorsătură iau criptomonedele, pentru că sunt foarte, foarte imprevizibile. Sper că v-am ajutat și dacă mai vreți vloguri de genul informative de la mine, nu neapărat despre criptomonede, despre orice alt subiect, apăsați acel buton de like și scrieți în comentarii despre ce vreți să mai fac aceste vloguri informative. Nu le voi face foarte des pentru că necesită foarte mult timp de documentare, o să-mi ia câteva zile numai să mă documentez, așa că o să le fac destul de rar, nu știu, eu zic să le fac undeva cam o dată pe lună sau dacă vă susținere mare la vlogul ăsta, poate le fac și mai des, însă nu foarte des pentru că v-am spus, nu îmi permite timpul. Deci cam atât cu acest vlog, vă mai spun încă o dată, dacă v-a plăcut, like, share, subscribe dacă nu ai făcut-o încă și să activezi acel roboțel pentru a primi notificări de fiecare dată când postez. Și până data viitoare, vă urez o zi minunată, chiar dacă la mine e noapte, nu contează asta. Pa, pa!